Înaintăm în incursiunea succintă prin Cartea Faptele Apostolilor și intrăm de azi într-un pasaj din care sper că vom reține tema principală, și anume, ascultă-L pe Dumnezeu. Lucruri mari s-au întâmplat în Ierusalim în următoarele săptămâni de după sărbătoarea Cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt. Urmașii lui Isus au dat mărturii puternice despre crucificarea Domnului, despre învierea și înălțarea Lui, despre tot ce se întâmplase de ziua Cincizecimii și despre venirea Duhului. Biserica, formată la acea dată numai din iudei, începuse deja să-și pună întrebarea: să fie oare acesta începutul împărăției anunțate? Când Petru a vindecat un infirm din naștere la poarta numită Frumoasă, care dădea spre templu, omul respectiv a sărit în picioare după zeci de ani de imobilitate și a început să țopăie pe străzi. Fiecare evreu adevărat știa că unul din semnele împărăției mesianice va fi că șchiopii vor umbla, după cum anunțase Iahveh prin Isaia în capitolul 35, versetul 6. Mulți căutau o semnificație a celor întâmplate și se gândeau că aveau motive să creadă că acea împărăție venise. Din nefericire însă, poporul Israel, care nu l-acceptase pe Iisus Hristos, nu va primi nici Evanghelia lui vestită prin apostoli. Dacă ar fi putut să vadă și dincolo de vârful nasului, și-ar fi dat seama că se apropia judecata. Peste mai puțin de 40 de ani, Ierusalimul va fi distrus și mulțimi de oameni vor pieri uciși. În ziua aceea, la poarta numită Frumoasă, li se mai dăduse o șansă de a-L accepta pe Iisus ca Mesia. Au existat însă și unii care au crezut. Când Petru a predicat despre persoana și lucrarea Domnului, despre moartea, învierea și înălțarea Lui, peste 5.000 de bărbați au crezut, pe lângă probabil soțiile lor și alți membri din familiile lor. Toată această mișcare a atras atenția liderilor religioși, așa că, înainte chiar ca soarele să apună, i-au arestat pe Petru și pe Ioan, aruncându-i în temniță. Pe ce bază? Din ce cauză? Pentru că propovăduiau învierea lui Iisus Hristos. Saducheii erau printre cei mai vehemenți oponenți ai ideii de înviere, așa că devin și ei adversari aprige ai creștinilor și ai bisericii. Ei urau mesajul crucii. Odată cei doi apostoli aduși înaintea Sinedriului, Petru a cerut lămuriri. Suntem trași la răspundere pentru binefacerea făcută unui om bolnav? Și apoi a continuat: să știți toți că am făcut lucrul acesta în numele și prin puterea lui Iisus din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Cărturarii și bătrânii din Sanhedrin n-au putut nega minunea care avusese loc. Așa că, după cum citim în Faptele 4, de la versetul 18, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oamenii în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Am încheiat citatul.